găsit la știri, sunt Silvana Borovenci. Vremea rea din ultimele ore a afectat activitatea de la Crucea Roșie. Serviciul nu mai poate transporta pacienții cu probleme medicale. Singurele ambulanțe ale instituției au fost serios avariate azi noapte, după ce un copac a căzut peste ele. Pagubele depășesc 10.000 de euro. Incidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți. Un arbore de peste 15 metri s-a prăbușit pe cele două ambulanțe parcate în zona după ziduri, chiar în fața instituției. Ea este autorizată, era folosită pentru transport neasistat al pacienților necritici de la Spitalul de Infecțioase și Spitalul de Pediatrie Brașov. Ambulanța nu era asigurată, tocmai pentru că nu ne permitem acest lucru. Cei care lucrează pe ambulanță susțin că deja au fost nevoiți să refuze un pacient care trebuia dus la spitalul de boli infecțioase. Pe la ora 7:45, cred, atunci a fost prima dată când am ajuns și uitați-vă ce am găsit. Ești speriat? Speriat nu am fost, am fost doar puțin șocat de ce s-a întâmplat, că era blocat totul, mașinile varză, eu am venit pur și simplu la muncă și am găsit ce vedeți dumneavoastră. Specialiștii în domeniu au stabilit cauza producerii incidentului. Experții regiei pădurilor Kronstadt, sosiți la fața locului, ne-au transmis că acest arbore a căzut din cauza faptului că se afla într-o zonă stâncoasă și practic rădăcina nu avea de ce să se prindă. De altfel, în această situație sunt toți arborii din zonă, iar singura soluție pentru a evita eventuale neplăceri este ca aceștia să fie tăiați. Oamenii care trec prin zonă se tem pentru siguranța lor. Trec des pe aici și acum cred că o să schimb ruta. Presupun că nu mai trebuie să permită parcarea în zona asta dacă e pericol să cadă. Sau cel puțin pădurare să vină pe aici să-i vadă copacii, că ar trebui să-și dea seama. Va încura cât mai mult, văzi că i-a tăiat, de aia zic înțeleg. Vă e teamă să treceți pe aici? Poftim? Vă e teamă din cauza copacii? Nu, că mă uit pe ei, că când cad în pe... Da? Ei, sunt copii pe aici, ăștia cu bicicletele, sunt pe aici cu... Aia și cade pe unul, pe ceam, și pe oameni și pe... Femeile astea care trec pe aici. Primăria a luat deja primele măsuri. E verificare a arborilor din zonele de promenadă. Deja pe alea de sub tâmpă, împreună cu colegii de la mediu, am făcut o verificare, am identificat arborii care reprezintă un pericol și aceștia au fost tăiați. Vom face același lucru și după ziduri. Suntem în discuții cu cei de la Facultatea de Silvicultură să ne ajute cu echipamentele pe care le au ei la dispoziție. Crucea Roșie are 5 detașamente în tot județul, 3 în Brașov și câte unul în orașele Cotlea și Victoria. S-a întors iarna, a nins în munții Bucegi. Pe platou, stratul de zăpadă proaspăt depus în timpul nopții de luni spre marți este de peste 10 cm, iar în unele locuri unde a viscolit, zăpada măsoară peste jumătate de metru. Salvamontiștii atenționează turiștii să nu se aventureze pe trasele montane pe o astfel de vreme. În zonele în care a viscolit, stratul de omăt proaspăt depus este consistent, iar veștile de la meteorologi pentru următoarele zile nu sunt tocmai bune. Vremea se va menține rece și sunt posibile precipitații mixte. Autobuzele și troleibuzele din Brașov au întârzieri din cauza altor șoferi din trafic. Mai exact, mașinile de transport în comun sunt împiedicate de ceilalți participanți la trafic să intre și să iasă din stații. Mulți șoferi de autoturisme și chiar transportatori de la firme private folosesc stațiile RATBV pe post de parcare. Conform legislației rutiere în vigoare, opritul mașinilor în stațiile mijloacelor de transport în comun este interzis. Dacă dăm o tură prin oraș, observăm că aproape în fiecare stație de autobuz găsim câte un șofer care și-a lăsat mașina parcată sau a lăsat-o pe avarii. Cel mai des întâlnim astfel de situații în stațiile de autobuz din apropierea unităților de învățământ. Utilizarea stațiilor de transport în comun aflate în administrarea exclusivă a RATBV SA de către alte categorii de transportatori, precum și de conducători auto de autoturisme, reprezintă una dintre cauzele importante a nerespectării orarelor de circulație. Aceasta este una dintre concluziile specialiștilor RATBV în urma unei acțiuni de monitorizare a traficului mijloacelor de transport în comun în municipiul Brașov. Autobuzele și troleibuzele trebuie să aștepte până le este liberată zona de îmbarcare-debarcare sau în unele situații în care perioada se întinde foarte mult, trebuie să deschidă ușile în zone în care nu sunt amenajate pentru debarcarea călătorilor.
Toate aceste inconveniente duc la nerespectarea orarului stabilit pentru mijloacele de transport în comun. De nenumărate ori, reprezentanții regiei de transport au solicitat ajutorul polițiștilor pentru a elibera stațiile de autobuz. Oprirea sau staționarea în astfel de locuri este interzisă de lege. Este interzisă oprirea și staționarea voluntară în stațiile mijloacelor de transport în comun, precum și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Astfel de fapte sunt sancționate cu aplicarea a 2, respectiv 3 puncte amendă pentru oprire și 4, respectiv 5 puncte amendă pentru staționare. Polițiștii și reprezentanții regiei de transport în comun fac un apel către toți șoferii să respecte legea și să nu mai blocheze stațiile mijloacelor de transport în comun din oraș. Oamenii de afaceri chinezi sunt interesați de investiții majore în județul Brașov. Este concluzia la care au ajuns oficialitățile județene după o vizită în China. Delegația română, din care a făcut parte și președintele Consiliului Județean Adrian Veștea, alături de reprezentanții ai mediului de afaceri, a discutat printre altele și despre proiectele mari de infrastructură, precum aeroportul și intermodalul de marfă de la Feldioara. Propuneri de afaceri au fost și în domeniul alimentației. Vizita în China a avut loc în perioada 13-22 octombrie. A fost răspunsul la vizita pe care în alte oficialități și oameni de afaceri din Hunan au făcut-o la Brașov în luna iulie acestui an. Cu acest prilej s-au pus bazele unei colaborări bilaterale prin semnarea unei scrisori de intenție, în scopul consolidării relațiilor de prietenie între provincia Hunan și județul Brașov. Printre temele aduse în discuție au fost aeroportul, intermodalul de marfă de la Feldioara și înființarea unor parcuri industriale de mari dimensiuni. Au fost extrem de interesați de proiectele care noi le avem pe partea de dezvoltare, alături de Camera de Comerț, de Agenția de Dezvoltare Regională de la Alba Iulia, precum și de reprezentanții administrațiilor publice, cât și ai mediului de afaceri. Am fost prezenți, le-am prezentat o parte dintre proiectele mari care și le propune județul, de altfel și administrațiile locale au lăsat pachete referitor la oportunități de investiții. Delegația română a discutat cu partenerii chinezi și posibilitatea unor parteneriate de afaceri între cele două țări, mai ales pe partea de alimentație. Cei care au fost acolo au ajuns la concluzia că este nevoie să facem asociații puternice care să pătrundă pe piața chineză. Cantitățile pe care și le doresc ei de produse alimentare în general sunt foarte mari și fac obiectul unor asocieri, poate la nivel național, pentru a putea face, o afacere pentru China. După ce au vizitat regiunea Hunan și provincia Ningbo, ultimul popas a fost făcut la Shanghai, cel mai mare oraș al Chinei, cu o populație de peste 24 de milioane de locuitori și cel mai important centru financiar. Orașul poate reprezenta un model pentru Brașov în ceea ce privește conservarea clădirilor istorice, trecerea de la vechi la nou fără a afecta tradiția și cultura chineză, fiind una din prioritățile autorităților locale. Misiunea s-a realizat cu sprijinul Ambasadei României la Beijing și al Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Statistici uimitoare despre populația din Gârcini. De curând, Primăria Săcele a terminat un recensământ realizat cu o firmă specializată. Deși datele preconizate erau altele, se pare că populația din Gârcini este în scădere. Potrivit studiilor, în comunitate sunt mai puțin de 6.000 de persoane. Potrivit datelor furnizate în urma referendumului, aproape 78% dintre locuitori s-au declarat români, doar 15,6% spun că sunt țigani și 5,7% romi. Media de vârstă este de 22 de ani, iar peste 70% dintre aceștia au până în 30 de ani. Uimitor este că peste 93% au buletin, iar aproape 95% susțin că au vaccinurile făcute la zi. În urma acestui recensământ, primăria vrea să acceseze anul viitor fonduri europene în valoare totală de 7 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii din Gârcini. Primul proiect este clar definirea zonei, mă refer din punct de vedere cadastral, să vedem exact proprietarii de terenuri și să știm exact dezvoltarea, arealul de dezvoltare al acestui cartier. După aceea vor fi proiecte pe partea de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu apă canal și, sigur, infrastructură stradală. Nu vom rata și proiectele pe partea de educație. Potrivit studiului, 65% dintre locuitorii din Gârcini au absolvit cel mult 8 clase, iar 45% dintre aceștia recunosc că nu au un loc de muncă. Studiul a fost realizat din casă în casă în 90 de zile, iar marja de eroare este sub 1%. De câteva zile, Filarmonica Brașov are un nou manager în persoana maestrului Anton Grigore Niculescu. Este primul director desemnat prin concurs din ultimii 7 ani. Acesta vrea să ducă orchestra filarmonicii pe marile scene ale lumii la Milano, Berlin și Moscova.
Anton Grigore Niculescu a câștigat concursul cu media generală de 8,55. Va organiza un prim turneu al filarmonicii în luna noiembrie, în Japonia. Își propune să ducă orchestra brașoveană în premieră la Ateneul Român și Festivalul George Enescu. Ridicarea filarmonicii la un nivel european, profesional, extraordinar, ca să fie orchestră care să concureze cu marile orchestre românești și europene, să se facă publicitate, să avem turnee, să avem înregistrări, deci avem toate posibilitățile, există toate căile de acces. Născut la Brașov, maestrul Anton Grigore Niculescu a absolvit conservatorul din București cu nota 10. A fost prim violoncelist al Teatrului Scala din Milano și al Teatro Comunale din Florența, iar din 1997 este membru de onoare al Academiei Filarmonice din Bologna. După numirea în funcție prin concurs a unor manageri la Teatru Dramatic și Filarmonică, primăria vrea să stabilească un director la o altă instituție de cultură. În momentul acesta desfășurăm examenul pentru ocuparea postului de manager la Opera Brașov. S-a terminat sesiunea de depunere a candidaturilor. Până pe data de 3, candidații vor fi notați. În funcție de notele obținute, în data de 9 se va organiza proba interviului. Singura instituție de cultură din Brașov care avea un director definitiv stabilit în urma unui concurs este Teatrul Arlechino. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știrea@brașovtv.com. Sunt Silvana Voroveanci, la revedere!